Bună seara, dragi prieteni de pe Facebook! Ne revedem la o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Numele meu este Marin Toma, sunt gazda dumneavoastră din această seară și în numele întregii echipe vă mulțumim pentru că de câteva luni de bune constant petreceți seriile de miercuri la început și mai apoi, aproape mai tot timpul, seriile de joi împreună cu noi aici în direct pe Facebook. Ca de fiecare dată, vă așteptăm cu like-uri, comentarii, întrebări, sugestii de orice fel. Vom încerca să răspundem în timp real sau, dacă nu, către finalul prezentării de astăzi, tuturor celor care ne scriu. În seara aceasta, după cum ați văzut și din afișul prezentat pe Facebook, dar și întrebarea pusă aproape 24-25 de ore în urmă, avem o discuție cu domnul doctorand inginer Flavius Bălăcenoiu despre invazii de insecte. Mai precis, după cum puteți vedeți și din imagine, despre specii de insecte forestiere invazive din România. Fără să mă lungesc eu mai mult, aș vrea să-i dau cuvântul domniei sale, invitându-vă să rămâneți alături de noi. Cu siguranță nu sunt păsările lui Hitchcock, nu se întâmplă niciun pericol. Așadar, Flavius, ai cuvântul. Salut, Marin, și mersi mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Îmi face mare plăcere să fiu alături de voi. Mulțumesc încă o dată. Bună seara și celor care ne privesc de acasă și participă la întâlnirea noastră. După cum spuneai și tu, Marin, în seara asta o să vorbim despre specii de insecte forestiere invazive. Sper să nu fiu foarte plictisitor, o să fac tot ce ține de mine ca acest subiect să vă țină în priză, pentru că am și toate motivele. Este vorba despre insecte, un grup de animale care sunt tot mai neînțelese și au destul de multe taine de slușit. De asemenea, mai mult decât atât, pe lângă faptul că vorbim despre insecte, astăzi o să vorbim în special despre insecte invazive, care sunt mai interesante decât insectele native, dacă aș putea spune. Și, în principal, vorbim despre o specie de insectă care a provocat invazie la noi în România, mă rog, în toată Europa, dar și în România, și este destul de controversată. Numele speciei este Corituca arcuata, este mai greu de digerat, este o ploșniță a stejarului care provine din America de Nord și care a început să ne afecteze pădurile noastre de stejar. Așa că, Marin, oricând aveți ceva nelămuriri pe parcursul prezentării, dacă doriți, mă puteți întrerupe oricând, aș vrea să fie o dezbatere, dacă vreți un dialog, fără nicio problemă, dacă avem întrebări, dacă nu le putem lăsa pentru la sfârșit. Deci, cum doriți, putem avea formatul acestei întâlniri. Păi, ca să vă introduc în subiect, vă spune mai întâi ce sunt speciile invazive. De fapt, speciile alogene invazive sunt anumite organisme care trebuie să îndeplinească în același timp un set de criterii. Și anume trei criterii. Trebuie să fie, în primul rând, organisme care au fost introduse de om în afara arealului lor natural, în mod deliberat sau accidental, de exemplu, din America în Europa sau invers, din Europa în America. Deci, în primul rând, trebuie să respecte acest criteriu de introducere dintr-un continent, dintr-un areal în altul, să fie introduse de om, care să se mulțească în acel areal, după care să producă efecte negative asupra acelui nou ecosistem. Dacă îndeplinește aceste trei criterii, adică dacă este introdus de om, dacă
se înmulțește în acel teritoriu și începe să aibă efecte negative, înseamnă că o putem declara specie exotică invazivă. Pentru că sunt și specii exotice, specii alogene, care doar sunt introduse dintr-o parte într-alta, dar nu produc efecte negative, așa că nu le putem numi invazive. Invazia biologică, de fapt, este fenomenul despre care vă vorbeam mai sus, fenomenul prin care aceste specii sunt introduse, stabilite, răspândite și au un efect asupra speciilor native. Aceasta este definiția, de fapt, generală a speciilor invazive și a invaziei biologice, care are la rândul ei un set de trei efecte mari la mai multe niveluri. Și anume, ele pot aduce efecte asupra mediului înconjurător, asupra economiei sau asupra sănătății umane. Și ca să vă fie mai ușor de înțeles, aș da câteva exemple de specii care au produs efecte negative, dacă este să ne referim la sănătatea umană. Una dintre speciile invazive care a produs efecte în acest sens este țânțarul tigru asiatic, care este cunoscut ca drept fiind vector pentru mai multe boli umane, cum ar fi febra Zika, febra galbenă și multe alte boli destul de complicate. Aceasta este una dintre speciile invazive care a adus efecte la nivelul sănătății umane. Dacă este să ne referim la efectele din economie, una dintre speciile invazive este gândacul de Colorado, care putem și știm că poate fiecare dintre noi acasă la țară am avut cartofi și știm în ce fel am reușit să-l combatem sau nu am reușit. Drept urmare, a produs un mare efect asupra economiei pentru identificarea metodelor de control, celor mai eficiente metode de control. Iar asupra mediului înconjurător, una dintre speciile pe care eu o consider că a adus efecte în acest nivel, ar fi buburuza asiatică. De fapt, cam majoritatea speciilor, pe lângă efectele aduse asupra economiei și sănătății umane, ele aduc cam absolut toate și asupra mediului înconjurător. Ei bine, dacă este să ne referim la media raportărilor acestor specii alogene invazive în Europa, aceasta a crescut în ultimul deceniu, ba chiar mai mult decât atât, s-a dublat. Dacă în secolul trecut era o medie undeva la 10,9, se învârtea în jurul lui 10 specii noi pe an introduse în Europa, astăzi, după 2000 până în prezent, media aproape că s-a dublat și a ajuns la 19,6, deci aproape dublă, de specii noi invazive pe an. Aici ne referim la toate speciile alogene invazive, nu doar la insecte, iar dacă este să punctăm doar pe insecte, acestea reprezintă 87 dintre toate speciile alogene invazive de pe continentul european. Deci o majoritate covârșitoare au insectele în ceea ce privește speciile invazive în Europa. Bineînțeles că România nu face excepție de această regulă nici aici și acest fenomen devine din ce în ce mai vizibil și în România, dar este mai palpabil după integrarea României în Uniunea Europeană, atunci când controlele vamale au început să fie mai reduse la punctele de frontieră, iar transporturile din contră de persoane și mărfuri s-au intensificat. Da, și aici v-am pregătit câteva exemple de specii de insecte alogene invazive, cele mai cunoscute, poate 4 specii, câteva dintre ele vi le-am și expus mai devreme, este vorba despre gândacul de Colorado, țânțarul tigru asiatic, care sunt două specii destul de importante și destul de dăunătoare, dar alte două specii mai sunt Harmonia axyridis, buburuza asiatică, care a fost introdusă la început pentru combaterea
unei alte specii invazive și la rândul ei a devenit și aceasta invazivă la noi și a început să producă dezechilibre majore la nivelul ecosistemelor forestiere. Și nu în ultimul rând, Ibis duplicatus, gândacul de scoarță al molidului, care cel puțin în ultimii ani a destabilizat ecosistemele de molid din afara arealului lor natural. Pe lângă aceste patru specii, a apărut de curând una nouță, și anume specia noastră de astă seară, despre care vorbim, Corituca arcuata, ploșnița stejarului, se mai spune popular. Ați văzut, Marina, ai specificat și tu, noi v-am întrebat dacă ați văzut această specie, e aproape imposibil să nu fi văzut-o sau chiar mai mult să nu fi simțit-o în ultima vreme, cel puțin în ultimele veri care au fost din ce în ce mai au avut densități din ce în ce mai mari ale populației, în cel puțin în orașele din sudul României. Această specie este de origine nord-americană și mai exact din estul Statelor Unite și din Canada. Pentru prima dată în Europa ea a fost semnalată în Italia în anul 2000, după care a început să se răspândească pe întreg teritoriul european. În anul 2001, APPO este o agenție de protecție a plantelor europeană și mediteraneană, a introdus-o pe lista speciilor periculoase pentru a găsi cele mai bune metode de control acesteia, după care în anul 2007, când a văzut că, când au sesizat că de fapt, măsurile administrative nu fac față, au eliminat-o de pe acea listă și au lăsat-o practic în voia ei. De curând, o echipă de cercetători internațională, printre care m-am aflat și eu acum câțiva ani, a încercat să afle patternul real al acestei invazii în Eurasia. Și au observat faptul că dacă pentru prima dată în Europa a apărut în anul 2000 în Italia, a treia raportare au fost la 2 ani distanță, în anul 2002, atât în Turcia, cât și în Elveția. Deci la distanțe extraordinar de mari, una de cealaltă, ceea ce a pus o mică întrebare, cum de a ajuns această specie în Turcia direct, fără să fie identificată în toate celelalte state până la ea. Aici, din punctul meu de vedere, și l-am expus în toate întâlnirile pe care le-am avut, ar fi nevoie de studii genetice, de identificarea ID-ului, ADN-ului speciei din fiecare țară, să vedem dacă vine dintr-o parte sau dintr-alta, pentru că e posibil să fi avut două porți de intrare în Europa și noi să nu ne fi dat seama, sau să fi trecut pur și simplu prin toate aceste țări în Turcia și să nu ne dăm seama, să se fi răspândit sub ochii noștri, iar ea să fie ajuns foarte ușor în Turcia. Pentru că în această parte a Europei a apărut abia în anul 2013, deci la aproape 10 ani distanță, sau cel puțin atunci a fost semnalată ca fiind văzută pentru prima dată. 2012-2013, și vedeți aici, avem în Bulgaria, Serbia, Ungaria și abia apoi în 2016 în România. De asemenea, și în România, în 2016, a fost raportată, cel puțin în două puncte inițiale. În același an a fost văzut atât în vest cât și în sud, dar aceasta o să vorbim imediat, o să prezint distribuția sa reală. Păi ce o face atât de specială pe această specie invazivă? O face faptul că
ea atacă în principal speciile gazdă de stejar. Bun, mai este întâlnită și pe specii de ulm și pe specii de tei, dar meniul ei principal este stejarul, pădurile de stejar. Și știind că în România avem undeva la 16% din suprafața totală acoperită cu păduri, doar de păduri de stejar, conform datelor IFN, asta ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că dacă 16% din suprafața țării, din suprafața împădurită, este gazda perfectă pentru această specie, atunci ar putea să avem o mare problemă cu ea în viitor. Păi, cum? Întrebarea următoare ar fi cum de este atât de periculoasă. Și aici aș avea un răspuns care poate pare un pic ciudat, pentru că prin aparatul său aparatul său bucal conformat pentru înțepat și subt, străpunge epiderma frunzei și astfel suge toată seva din frunză, care într-o lună de când începe să se hrănească, deci începând prin luna mai începe să se hrănească, iar deja în luna iunie, vedem aici în poza din stânga jos, frunzele pot fi deja 100%, aproape 100% compromise, deja în mai putem spune că decolorarea din iunie-iulie este aproape în întregime foarte puternică sau undeva între 75 și 100% și ajunge la în arborete să se decoloreze frunzele în acest stil în care vedeți în poza din dreapta. Dacă comparăm cu alte specii cu care se întâlnește în aceleași păduri, toți specii de foioase, vedem că de fapt este o diferență destul de mare din punct de vedere al verdeții, al culorii normale pe care ar trebui să o aibă. Aici este de discutat și văzut în continuare cât de mult afectează această specie, în primul rând fotosinteza și mai apoi creșterile anuale ale lemnului. Asta vrem noi să studiem în continuare la institutul la care lucrez, la fostul ICAS, actualul INCDS. Vrem să studiem modul în care aceasta afectează activitatea fotosintezei și modul în care aceasta impactează și creșterile anuale ale stejarilor și de văzut dacă într-adevăr este atât de periculoasă precum noi o credem. Da. În ceea ce privește distribuția sa în România, după ce am aflat că ea a fost introdusă, ne-am propus ca în cadrul unui proiect mai mare în institutul nostru să vedem, de fapt, distribuția reală la un an după primele raportări, că v-am spus faptul că a fost raportată în două părți ale țării. Deci a fost raportată în voluntar, deci undeva pe lângă București, atât în sudul țării, cât și în vest, undeva în zona Timișului, Caraș-Timiș. La un an distanță am început acest proiect și am mers cam în toate zonele în care s-a întâlnit stejar. Toate aceste semne de pe hartă sunt locațiile unde am fost și am verificat dacă specia este prezentă sau nu. Am verificat cu ajutorul unui protocol bine stabilit anterior, protocol de depistare, care avea și fișă de depistare, pentru că în acel moment ne era foarte greu să o depistăm. Și bineînțeles am descoperit că la un an distanță, maxim 2, pentru că ne-am mai întins și până în 2017 cu cercetările, specia era deja prezentă în aproape toată țara. Punctele cu roșu sunt punctele unde specia a fost prezentă, pătrățelele sunt locațiile unde specia a fost căutată, dar nu a fost identificată.
Deci, pe unde vedem cu roșu, este practic distribuția sa reală din anul acela, deci din 2016, cu siguranță că acum s-a mai extins în areal. Și observăm faptul că pe lângă că s-a extins în întregul exteriorul arcului carpatic, aceasta a reușit să fie introdusă și în interiorul acestuia, în interiorul arcului carpatic, undeva în zona Cluj. Mai mult decât atât, ce am făcut noi în acel proiect a fost să evaluăm și impactul pe care acesta l-a produs, impactul decolorărilor produse și, din nou, pe baza unui protocol prestabilit, foarte clar, am în fiecare locație am evaluat decolorarea pe care aceasta a produs-o stejarilor galde. Într-adevăr, observăm că în interiorul arcului carpatic, deci aici în Cluj, în prima poză, chiar dacă aceasta a fost introdusă în interiorul arcului carpatic, nu a produs decolorări foarte mari, unde aceste punctulețe sunt mai mici, înseamnă că atacul a fost slab, cu cât se măresc în dimensiune, înseamnă că și atacul a fost mai puternic. Deci în interiorul arcului carpatic decolorarea a fost destul de slabă. De asemenea, undeva în zona Olteniei și Moldova, decolorarea a fost de la slabă la mediu, dar cele mai puternice atacuri au fost întâlnite în vest și mai ales în sud. Poate că acesta a fost și motivul pentru care a fost depistat în aceste două locații pentru prima dată, pentru că atacul era evident, densitățile erau mari, adică densitatea înseamnă numărul de insecte pe o anumită suprafață, pe o anumită frunză, era aproape imposibil să treacă neobservat. Aș da niște cifre pentru a face mai evident impactul acestei specii în pădurile de vecine. Și anume avem 15 țări de pe teritoriul european unde ea este raportată ca fiind prezentă. Avem mai mult de 5 țări în care, după ce a fost pentru prima dată raportată, a produs și invazii, și anume în Turcia, Ungaria, Croația, România și Serbia, adică nu a rămas doar la stadiul de a fi neobservată, ci pur și simplu a izbucnit din acel moment o invazie în aceste țări, cel puțin 5, cele mai importante sunt cele pe care le-am enumerat. Avem 1,7 milioane de hectare de pădure, de stejari, în anul 2019, în doar 5 țări europene, ca suprafață totală estimată afectată de decolitul carcoală, deci 1,7 milioane de hectare în Croația, Ungaria, România, partea europeană a Rusiei și Serbia. De asemenea, doar în România avem peste 200.000 de hectare de vercine, doar din Fondul Forestier Național, proprietate publică a statului român, afectate de decolituca. Din păcate am doar datele despre pădurile de stat. Sunt convins că cel puțin încă jumătate din această sumă mai este și în interiorul pădurilor private. Bun, am văzut cât de virulentă poate să fie această specie, am văzut cât de periculoasă este. Următoarea întrebare este: ce putem face noi ca să o controlăm, această specie? Păi o putem controla prin combatere, dar pentru a putea controla o anumită specie și în principal speciile invazive, este nevoie să avem un set de informații. Și anume răspândirea în spațiu a speciei, pentru că trebuie să știm unde și când a produs pagube, pentru a ști unde când să intervenim. Mai avem nevoie de informații cu privire la înmulțirea în masă a acestui dăunător, adică să știm dacă la speciile native, cum ar fi, poate pentru cunoscătorii le e mai ușor să audă despre Limantia dispară, o specie comună de insecte care atacă stejarul. Știm că la 7 ani
ea produce o înmulțire în masă și din 7 în 7 ani începe să apară cam în acea zonă. Știm că peste 7 ani ne așteptăm, dacă am scăpat de anul trecut și am combătut-o, știm că ar trebui să ne mai așteptăm să mai apară după 7 ani. Ei bine, la această specie și în general la specii invazive nu avem informații cu privire la înmulțirea în masă a acestui dăunător, pentru că este nevoie de o perioadă mai lungă de cercetări pentru a ști din cât în cât timp produce efecte în aceleași stațiuni. De asemenea, mai avem nevoie să știm biologia speciei în noul mediu invadat, pentru că trebuie să știm câte generații pe an are, dacă are una sau dacă are mai multe generații, cât durează dezvoltarea unei generații a insectei, pentru că trebuie să știm în ce stadiu o putem ataca și când pentru a avea cele mai bune rezultate. Dacă știm că ea este în stadiul de ou în primăvară și imediat în vară intră în stadiul de larvă, știm că atunci este cea mai sensibilă, dar trebuie să știm exact biologia pentru a ști exact momentul oportun din an când ar trebui să intervenim. De asemenea, ne mai interesează și informații privind relația dintre comportamentul insectei și condițiile de mediu din noul teritoriu, mai pe scurt ecologia acesteia, pentru a ști ce factori ne-ar putea ajuta în controlul speciei. Am putea avea factori biotici sau abiotici, am putea avea clima, pe de o parte, care ar putea fi ca factor destabilizator pentru ea, dar am putea avea și factori biotici, cum ar fi paraziți, prădători, deci dușmani naturali, care ar putea să limiteze răspândirea și dezvoltarea acestei specii. Iar după ce avem toate aceste informații, mai trebuie să știm un lucru foarte important, și anume percepția cetățenilor cu privire la eventuale metode de control. Aceasta este, poate că, una dintre cele mai importante, pentru că, mai ales în aceste momente, trebuie să știm în ce mod ar trebui să aplicăm anumite metode de control, mai ales în contextul unei astfel de invazii biologice și mai ales în contextul unei metode de control de o asemenea anvergură. Ei bine, răspândirea în spațiu am arătat cu avem deja, deci cam știm în ce zone se întâlnește și cam ce fel de atac a produs în acele zone. Informații cu privire la înmulțirea în masă a dăunătorului, la biologie și la ecologie, lucrăm, sunt în lucru și sper ca în acest an să scoatem o serie din aceste informații, să le publicăm. Însă a durat ceva, noi tot studiem, încă din 2015, o tot studiem, o tot creștem, o tot urmărim să vedem cum se comportă în țara noastră, spre deosebire de America, pentru că se comportă diferit față de locul ei de baștină. Și pentru că aceste informații sunt pe care să vină, noi ne-am propus ca în ultimii 2 ani să studiem și percepția cetățenilor. Deci aceasta o avem studiat, răspândirea și percepție, iar celelalte 3 urmează să vină. Iar în seara asta, în continuare, aș vrea să vă prezint o ultimă cercetare pe care am făcut-o, și anume această percepție a cetățenilor cu privire la corituca arcuată, la această ploșniță controversată. Flavius? Da? O întrebare. Acum rămâne de văzut dacă urmează să răspunzi la ea. Eu zic că are cumva legătură. Poate, vedem într-un următoare. Hai să vedem. Domnul Dinu Ionuț ne scrie apropo de combatere. Cum se poate face o combatere fără să fie afectate speciile native de insecte? Și dacă nu se poate, dacă merită să fie omorâte neselectiv insectele în pădurile de foioase? Da. Păi, în primul rând, bineînțeles că se poate, dar trebuie să acționez cu discernământ. De ce? Pentru că s-a întâmplat ca în cazul altor specii de insecte să intervii cu un dăunător din țara ei de baștină și să te deterjești că acel dăunător, deci acel dușman natural, pentru că am vrut să folosim o metodă biologică, am importat acel dăunător din țara ei de baștină și acel dăunător s-a comportat la rândul lui într-un mod invaziv, astfel încât a invadat și a produs o invazie mai mare decât cea inițială. Deci,
ar trebui acționat cu discernământ, ar trebui acționat mai întâi izolat în condiții de laborator, eventual dacă dorim să acționăm chimic și aceasta am făcut-o anul trecut, undeva în zona Giurgiu, izolat într-o pădure, am acționat chimic, dar cu produse certificate, pentru că era deja o substanță care acționa selectiv și acționa pentru specii din grupa care întâmplător făcea, din care întâmplător făcea parte și această specie, și am avut rezultate bune pe termen scurt, dar nu foarte bune pe termen lung, pentru că acea pădure s-a infestat din nou. Deci, în ceea ce privește combaterea, am putea aplica printr-o metodă integrată, astfel încât să avem atât măsuri biologice, cât și mecanice, cât și chimice. Metodele biologice ar fi cele prin dușmanii naturali, metodele chimice ar fi prin substanțe care acționează selectiv, strict și țintit la specia pe care noi o dorim să o combatem, iar metodele mecanice, care de fapt nu prea sunt niște metode de combatere, sunt niște metode de prevenție mai degrabă, ar putea fi acele capcane feromonale care ne-ar ajuta să mai captureze câțiva indivizi, astfel încât să ne ajute să nu se reinfesteze măcar, așa cum s-a întâmplat în pădurea noastră din Giurgiu. Mai putem vorbi despre combatere în continuare, pentru că și în studiul pe care l-am făcut am deschis acest subiect și oamenii au părut interesați și urmează să prezint ceea ce ei credeau despre această combatere. Bun, haideți să trecem în continuare. Deci dacă mai există întrebări, fără nicio problemă, oprim pe parcurs prezentarea și le clarificăm la acel moment. Acum să continuăm. Deci, pentru a îndeplini acest deziderat în ceea ce privește percepția silvicultorilor și a publicului larg despre pădurile europene de vercine afectate de această ploșniță, printr-un studiu paneuropean format condus de o echipă de 13 cercetători din 10 țări europene, din care eu am făcut parte, am elaborat un chestionar online pe platforma Google Forms, pe care l-am dat în fiecare în țara lui, l-am tradus fiecare în limba lui nativă și l-am răspândit pe rețelele sociale, fiind chiar în zona, chiar în momentele din anul trecut, când majoritatea eram închiși în case, în martie, aprilie, mai, atunci am răspândit și chestionarul și ca rezultat se pare că avem un articol științific publicat într-o revistă de mare impact, care are factor de impact 2.64, deci destul de importantă în domeniul invaziilor biologice. Cât de curând, chiar astăzi am primit mesaj că săptămâna viitoare va fi publicat, iar ceea ce urmează să prezint acum sunt de fapt rezultatele acelui studiu, care pot să spun că sunt în premieră date. Eșantionul chestionarului aplicat a fost pe un număr de respondenți de 2084 în total. Am spus că am avut de fapt 10 țări, dar într-un final am scos răspunsurile primite din Marea Britanie, pentru că au fost prea puține pentru a le include în această analiză statistică. Am rămas într-un final doar cu 9 țări, dar în continuare 2084 de respondenți. Țările au fost introduse într-un gradient al invaziei pentru a vedea percepția publicului, dar și a profesioniștilor în funcție de țara din care provin, și am făcut trei categorii de țări, și anume țările pe care noi le-am codificat cu 0, în care specia este absentă, am introdus inițial Belgia și Marea Britanie, țările pe care noi le-am codificat cu 1, în care
specia de insectă este în faza de invazie, deci este raportată în ultimii 5 ani și aici avem Slovenia, Austria și Franța. Și nu în ultimul rând, țările codificate cu cifra 2, în care specia este stabilită și raportată de mai mult de 5 ani. Aici ne regăsim și noi, împreună cu, deci noi România, împreună cu Serbia, Italia, Ungaria și Croația. De asemenea, ce mai este important de specificat aici este că din totalul respondenților, 37% sunt silvicultori, 63% nu, 21% sunt proprietari de pădure, 79% nu, 31%, un procent destul de mare, sunt membrii ONG, într-un ONG de mediu, 69% nu sunt membrii ONG. De asemenea, am încercat să avem o balanță și în ceea ce privește genul și avem 37 persoane de sex feminin, 63 persoane de sex masculin. Bun, să trecem la rezultate. Ceea ce am făcut noi, de fapt, în primele întrebări, am fost să le prezentăm, la fel ca și dumneavoastră, aseară, o poză. De fapt, în acest chestionar am prezentat mai multe poze. În prima fază ne-am prezentat poze cu decolorarea provocată de această insectă, atât ale frunzelor individuale, cât și ale frunzișului și ale coronamentului arborilor, și am întrebat dacă au mai văzut această decolorare până acum. Interesant este că destul de mulți, undeva la 60% dintre respondenți, au spus că au văzut-o, iar o proporție destul de mică a spus că nu a văzut-o, în condițiile în care undeva la 10% dintre ei au spus că nu au acordat destul atenție acestui detaliu. Mergând mai departe în analiza datelor, am observat faptul că fiind silvicultor, fiind forestier, ai fost mai predispus să răspunzi că ai văzut această decolorare până acum. De asemenea, și măsura în care ești participant la un ONG, activ sau pasiv, pentru că și pe aceștia i-am împărțit în membrii activi și membrii pasivi, membrii activi care participă la evenimentele organizații din care fac parte destul de des și membrii pasivi care sunt doar membri acolo, susțin de undeva departe, dar nu se implică. De asemenea, și acest lucru a contat. Cu cât ai fost membru într-un ONG, cu atât ai crescut șansele analizei statistice ca să fi văzut, de fapt, această decolorare până acum. De asemenea, tinerii au fost mai predispuși să vadă decolorarea până acum și persoanele, respondenții care au vizitat pădurea mai des. Cei care au vizitat pădurea cel puțin o dată pe zi sau cel puțin o dată pe lună sau pe săptămână au fost semnificativ statistic mai predispuși să fi văzut această decolorare. Ei bine, în ceea ce privește gradientul invaziei, v-am spus că avem cu 0 țările unde nu a fost întâlnită până acum specia, avem cu 1 țările unde specia este în stadiul de invazie și cu 2 unde deja este de foarte mult timp stabilită. Și aici avem rezultate semnificativ statistic. În măsura în care provii dintr-o zonă în care specia este deja prezentă sau mai mult decât atât deja a produs invazie în acea țară, ești mai predispus să fi văzut această decolorare până acum. De asemenea, în continuare, i-am întrebat dacă li se pare ca fiind o problemă această decolorare. Un răspuns covârșitor de peste 90% au spus că da, ni se pare o problemă, cu toate că mulți dintre ei nu au văzut-o până acum această decolorare și mulți dintre ei provin dintr-o țară în care nici nu există această decolorare, li se pare că da, este o problemă.
cei care vizitează pădurea mai des sunt mai predispuși să li se pară că este într-adevăr o problemă decât cei care vizitează pădurea mai rar. Este și evident faptul că dacă ai o relație mai apropiată cu pădurea, ții mai mult la starea ei de sănătate. De asemenea, persoanele de sex feminin au fost mai predispuse să spună că, într-adevăr, li se pare o problemă această decolorare, ceea ce este firesc. Persoanele de sex feminin sunt mai sensibile în ceea ce privește mediul înconjurător decât bărbați. Mai departe, i-am întrebat pe respondenți dacă au idee de unde provine această decolorare. Și bineînțeles că o majoritate covârșitoare, undeva la 75% dintre ei, au recunoscut faptul că este o boală sau o insectă. Deci este un dăunător biotic, pe când undeva la 3% au spus că este o culoare normală, că nu li se pare o problemă, iar undeva la 5% că este o modificare fiziologică, schimbări de toamnă, cine știe ce ar putea fi fiziologic în timpul anului de vegetație. De asemenea, undeva la 15% consideră că au fost secetă. Dar să privim partea bună a lucrurilor, undeva la 75% și-au dat seama că este vorba despre un factor care poate fi o insectă sau o boală foliară. Ei bine, nu i-am mai chinuit pe respondenți în continuare, le-am arătat poza pe care i-am arătat-o și dumneavoastră ieri și le-am spus că, uite, această specie a produs decolorarea. Spune-ne dacă ai văzut această specie până acum, această insectă. Nu le-am spus care este numele insectei, ci doar le-am arătat. Răspunsul a fost undeva la 50-50, 50% dintre ei au văzut-o până acum, 50% n-au văzut-o. Persoanele mai tinere au fost mai predispuse să o fi văzut, iar cu cât cresc în vârstă, respondenții sunt mai predispuși să nu o fi văzut-o. De asemenea, cei care au frecventat pădurea mai des au fost clar delimitați de cei care văd pădurea mai rar din acest punct de vedere. Deci, dacă respondenții sunt vizitatori frecvenți ai pădurii, sunt mai predispuși să vadă această, să cunoască această insectă până acum, cel puțin să o fi văzut-o. Atât femeile, cât și respondenții care sunt silvicultori, din nou au fost mai predispuși să o fi văzut-o. Ei bine, în ceea ce privește gradientul țărilor de invazie, bineînțeles că țara în care această specie nu a fost prezentă, nu a avut foarte multe răspunsuri în care să spună că au văzut această specie până acum. Probabil că cei care au răspuns or fi auzit de ea în mass media, dar cu cât provii dintr-o țară în care specia este prezentă sau mai mult decât atât a și produs invazii, influențează răspunsul să fi văzut această insectă până acum. Bineînțeles că am întrebat ce specie consideră ei că ar putea fi această insectă. 50% dintre ei ne-au confirmat că este Corituca arcuata, deci au răspuns corect. Undeva la 40% au spus că nu știu. Deci au recunoscut faptul că nu știu. Bineînțeles, celelalte răspunsuri, undeva la 10% în total, au fost alte specii de insecte, cum ar fi o altă specie de corituca, corituca ciliata, tigru platanului sau cameraria ohidela. Le-a recunoscut în continuare. Le-am spus, uite, această insectă este specia corituca arcuată, dar ai auzit de această specie până acum? Pădurarii, deci silvicultorii, au auzit. Este semnificativ statistic faptul că dacă respondenții erau silvicultori, au auzit. De asemenea, și membrii ONG activi sunt mai predispuși să fi auzit de ea până acum, atât ei, cât și persoanele care frecventează pădurea destul de des. În schimb, în ceea ce privește
caracteristica vârstei, aici nu se poate diferenția statistic. De asemenea, din nou, cu cât provin dintr-o țară în care specia este prezentă, cu atât ai auzit despre această specie până acum. Bun, mai departe le-am spus. Aceasta a fost specia. Spuneți-ne care este percepția voastră cu privire la efectele ei asupra arborilor afectați și asupra societății. Iar în acest tabel avem doar efectele asupra arborilor afectați. Haideți să explic ce înseamnă aceste minusuri și aceste plusuri. Dacă este minus în dreptul managerului forestier, înseamnă că a fost mai predispus să considere că nu consideră că poate cauza moartea arborilor în timp. Dacă este cu plus, înseamnă că managerul forestier este predispus să creadă că da, poate cauza moartea arborilor în timp. Dar în acest caz, managerii forestieri au considerat că nu poate cauza moartea arborilor în timp și nu poate afecta fotosinteza arborilor, dar în schimb au fost mai predispuși să răspundă că poate afecta estetica arborilor. De asemenea, cu cât provii dintr-o țară în care specia este prezentă, ești de acord că poate cauza moartea arborilor în timp și poate afecta fotosinteza arborilor. Bineînțeles că nici noi nu știm acest lucru, e nevoie de cercetări în acest sens. De asemenea, tinerii, deci pe lângă manageri forestieri, și tinerii consideră că poate afecta esteticul arborilor. Proprietarii de pădure au spus că au fost predispuși să spună că ei consideră că nu are efecte, deci nu poate avea efect asupra arborilor afectați. De asemenea, managerii forestieri, cei conectați la un ONG, bărbații și cei proveniți dintr-o țară unde specia n-a fost prezentă până acum, sunt predispuși să mai dea ei de la ei niște răspunsuri. Le-am dat ocazia să mai scrie și ei dacă consideră că ar putea avea alte efecte asupra arborilor. Mulți dintre ei au spus că da, ar putea avea efecte asupra producției de ghindă, asupra regenerării artificiale, naturale. Au fost destul de multe răspunsuri în acest sens. Deci, cel puțin au dat o bază de pornire pentru eventualele cercetări de aici încolo. De asemenea, ce am mai întrebat pe ei și v-am spus mai devreme a fost care este percepția lor cu privire la efectele insectei asupra societății. Managerii forestieri, deci silvicultorii, consideră că managerii forestieri, cei conectați la un ONG și femeile, consideră că valoarea lemnului poate descrește dacă o pădure este infestată cu acest dăunător, în timp ce managerii forestieri mai cred și că în același timp că valoarea lemnului nu au fost de acord cu afirmația că valoarea lemnului poate crește. Deci aici este, de fapt, o corelație. Atâta timp cât au crezut că valoarea lemnului poate descrește, nu au fost de acord cu această afirmație, că valoarea lemnului poate crește dacă este prezentă insecta. De asemenea, silvicultorii au fost predispuși să considere că o pădure în care este prezentă insecta nu poate fi afectată din punct de vedere al valorii proprietății, în timp ce proprietarii de păduri cred contrariul, că valoarea proprietății poate fi afectată de această insectă. De asemenea, acești proprietari de păduri mai consideră că persoanele pot, populația poate să evite să mai intre în aceste păduri infestate din diverse motive. Alte rezultate semnificative au fost că femeile, tinerii și persoanele care provin dintr-o țară în care specia este deja prezentă sunt mai predispuse să răspundă că principalul efect al
specie asupra societății este disconfortul cauzat de insectă prin înțepăturile acesteia pe pielea umană, ceea ce ați și observat dumneavoastră că, într-adevăr, această specie înțeapă și pielea umană, nu doar frunzele arborilor. De asemenea, și aici, managerii forestieri, cei conectați la un ONG de mediu și persoanele care provin dintr-o țară unde specia nu a fost prezentă, nu a fost semnalată, au fost mai predispuși să mai dea răspunsuri de la ei. Mulți au spus că contribuie la schimbările climatice, mulți au spus că contribuie la capacitatea de absorbția gazelor cu efect de seră. Acestea două, de fapt, au avut cel mai întâlnite răspunsuri date de ei, în plus față de lista predefinită. Mai departe, ce am întrebat pe respondenți a fost măsura în care ei susțin combaterea acestei specii. Și în ceea ce privește măsura în care ei susțin această combaterea acestei specii, este că respondenții au fost mai predispuși să sprijine îndepărtarea parțială în scopul prevenirii răspândirii ulterioare decât îndepărtarea completă în scopul eradicării totale. Aproape 3/4 dintre ei au susținut îndepărtarea parțială în grade diferite. Gradele sunt de la 0 la 3. 0 înseamnă nu susțin deloc, 1 susțin parțial, 2 susțin în mare parte, 3 susțin pe deplin. Deci aproape 3/4 dintre ei au susținut îndepărtarea ei parțială, în timp ce doar două treimi, au sprijinit îndepărtarea completă într-un grad mai mare sau mai mic. În același timp, 13, deci o valoare de 13% dintre respondenți nu au susținut eradicarea completă, au dat un 0 aici la eradicarea completă, în timp ce eliminarea parțială a fost susținută de doar 9 dintre respondenți. De asemenea, din punct de vedere al caracteristicilor sociologice, se pare că odată cu creșterea, deși nu este un rezultat cu semnificație statistică, respondenții au fost mai predispuși să nu susțină eliminarea dăunătorului. De asemenea, bărbații și cei care aveau până în 45 de ani au fost mai predispuși să susțină eliminarea ei completă. Întrebați fiind cât de puternic ar sprijini diverse măsuri de îndepărtare, a fost evident că respondenții mai degrabă nu au susținut controlul chimic decât să-l fi susținut. Și aici avem cu albastru faptul că nu susțin deloc, susțin parțial, susțin parțial cu portocaliu, susțin în mare parte cu gri și susțin pe deplin cu galben. Se observă, deci este evident cu ochiul liber, faptul că cei mai mulți dintre respondenți au considerat că nu ar trebui să susțină deloc controlul chimic sau să-l susțină parțial, deci într-un nivel redus, pe când atunci când este vorba despre control chimic sau chiar biologic, mai mult să-l susțină pe deplin sau în mare parte. Avem aici, numai puțin, am trecut, atitudinea respondenților cu privire la combaterea speciei Corituca arcuata, în măsura în care aceasta ar pătrunde pe proprietatea lor privată. Ei, aici s-au schimbat puțin lucrurile, dacă au fost puși în fața faptului împlinit, de exemplu, în grădina lor, o majoritate covârșitoare a respondenților, undeva la 81%, ar susține eliminarea completă. Mai mult decât atât, 17% dintre ei ar susține eliminarea parțială, în timp ce doar 2% nu ar susține deloc această eliminare a insectei. Probabil că aceștia provin și dintr-o țară în care specia nu a fost încă raportată. Dacă este să
După ce le-am prezentat toate consecințele speciei, la întrebarea dacă ar susține eliminarea în păduri sau parcuri, o majoritate de 90% au răspuns că da, susțin atât în păduri cât și în parcuri eliminarea acesteia, undeva la 3%, 2-3% doar în parcuri și undeva tot la 2% doar în păduri, în timp ce doar 2% nu ar susține deloc această eliminare. Ca și concluzii al studiului pe care vi l-am prezentat, doar trei concluzii importante. Punctul forte al acestui sondaj a fost că a evaluat răspunsurile provenite din numeroase țări de-a lungul unui gradient de invazie. Acest studiu este primul sondaj paneuropean care studiază percepția cetățenilor asupra unui gradient de invazie al acestui dăunător nou pentru Europa. Cu toate acestea, rezultatele sunt doar orientative. În ciuda faptului că nu sunt reprezentative, pentru că a fost aplicat pentru un număr mai mic de persoane, doar 2000 din atâtea țări, sunt în conformitate cu alte studii, deci pot fi o bază de plecare într-un eventual program de control. Cel puțin știi cum să abordezi situația în momentul în care o să vină măsurile de control pe care noi le vom putea folosi, știi cum să te adresezi cetățenilor. De exemplu, dacă ești într-o țară în care specia încă nu este prezentă, dar poți să aplici măsuri de prevenție a apariției acesteia în țară, poți aplica măsurile din acest proiect, rezultatele din acest proiect, în sensul în care poți să sensibilizezi societatea prin imagini, prin a-i arăta cum se comportă această specie în țările unde ea deja a produs invazie și în acest fel să îi sensibilizezi și să reușești să-i aduci de partea ta în ceea ce privește metodele de prevenție. De asemenea, poți să știi cum să aplici măsurile de eliminare parțială în țările unde ea este semnalată pentru prima dată. Adică să ajungi să nu, sau mai bine zis, să nu ajungi să ai invazie provocată de această specie la tine în țară, aplicând rezultatele și din acest studiu și orientându-te după percepția opiniei publice din țările unde din țările din acest studiu unde specia este semnalată de mai puțin de 5 ani, de asemenea și atunci când vrei să aplici tratamente chimice, biologice sau mecanice, știi cum trebuie să abordezi populația din țările unde specia deja a invadat întreaga țară. Urmează în continuare. Păi am văzut că răspândirea în spațiul acestei specii în teritoriul invadat o avem în România. Percepția cetățenilor am studiat-o cu privire la eventualele metode de control, deci am ști cum am putea să ne adresăm opinii publice și publicului larg. Mai trebuie să avem doar celelalte trei informații, informații cu privire la înmulțirea în masă a dăunătorului, informații cu privire la biologia speciei și la ecologia acesteia, deci la comportamentul insectei în condiții de mediu de la noi din țară, după care nu mai rămâne decât să putem să o stârpim, dacă îmi permiteți, într-un termen mai neacademic. Eu sper ca în anul viitor să venim și cu aceste informații și poate în viitor să ne întâlnim la o altă sesiune a întâlnirilor conferințe Plante Fapte Bune în România, să vă prezint și cum stăm după ce avem și aceste informații. Marin, vă mulțumesc pentru atenție, să-mi spui dacă a fost totul clar. Eu am vrut să prezint foarte multe lucruri într-un timp destul de scurt. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă nu, sunt aici să clarificăm lucrurile.
Mulțumim și noi, Flavius. Să știi că asta era primul lucru care voiam să încep la finalul prezentării tale. Invitația de a reveni peste o vreme, fără să punem un timp din ăsta fix a acelei vremi, pentru a ne prezenta o continuare a ceea ce ne-ai spus cu noi informații din cele descoperite de tine sau de colegii tăi din România sau din celelalte state interesate să continue studiul. Eu aș avea câteva întrebări și de natură generală, dar și aplicată. Prima dintre ele este relativ personală. Da. Și mai apoi se răspunde asupra întregului sector. Prima este, de ce o asemenea pasiune? Adică cum ai ajuns tu să studiezi așa ceva și de ce nu altceva? Și apoi, plecând de la partea asta, de ce este important, să zicem, pentru un specialist în silvicultură să cunoască și aceste tipuri de informații? Pentru că, și aici exagerez voit, imaginea publică generală poate să fie aceea faptului că, ok, silvicultorul merge în pădure, de la caz la caz mai dă un ciocan, mai taie, din când în când mai plantează și pe aici pe acolo cam asta activitatea. Și atunci aș vrea să ne spun câteva cuvinte de ce este importantă și de ce silvicultura este mult mai mult decât, eu știu, poate aspectele acestea care ne interesează pe noi ceilalți mai mult acum decât celelalte. Da. Păi o să încep cu prima întrebare, să răspund la prima întrebare, și anume că, de fapt, pasiunea mea vine încă din facultate. Mie mi-au plăcut insectele încă de când, în anul 2 de facultate, la silvicultură, faci această materie, entomologie forestieră se numește, în care studiezi, în programa facultății, speciile native de la noi din țară. Și am început să mă aplec asupra acestui subiect. După care, de când am început să lucrez în Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură, m-am aplicat mai mult asupra speciilor de insecte invazive, pentru că sunt un subiect destul de aparte, pentru că vin cu un set nou de provocări. Deja pe cele native le cunoaștem, știm ce pot face, le știm ce le poate pielea, însă în ceea ce privește aceste specii invazive, mai ales în contextul globalizării de astăzi, aduc noi provocări în fiecare zi. Și ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că cercetarea în specii invazive este ca o joacă de oameni mari. Eu așa îmi place să exprim plastic, prin simplu motiv că nu faci același lucru în fiecare zi. Deci te duci la muncă de drag, pentru că în fiecare zi ai cu totul și cu totul altceva de studiat. Bun, și în ceea ce privește a doua întrebare, da, într-adevăr, atât în facultatea de silvicultură, cât și în, după ce mulți dintre absolvenți termină, sunt mai predispuși, că am tot repetat acest cuvânt, să evite această materie, în pofida faptului că ea este extrem de importantă, deoarece dacă starea de sănătate a pădurilor nu este într-un anumit nivel, cel puțin satisfăcătoare, dacă nu foarte satisfăcătoare, ecosistemele forestiere intră într-un declin și s-a observat faptul că stejăretele noastre din România au intrat într-un declin în ultimii ani și ne-ar putea compromite întreaga noastră activitate de silvicultori. Protecția pădurilor, de fapt, nu este doar în ceea ce privește starea de sănătate a pădurilor, ci și starea de sănătate a puieților, a plantațiilor, a pepinierelor, și de aceea, de la cel mai mic puiet, este bine să îngrijim pădurea, pentru că pădurea este la fel ca și noi oamenii. Cu cât o crești mai bine de mică, cu atât ai ocazia să culegi roadele mai fructoase atunci când ea ajunge la maturitate.
Deci cam ăsta ar fi motivul pentru care ar trebui să îngrijim măcar atât bun simț, dacă putem avea, încât să o îngrijim din punct de vedere al sănătății sale. Sper că ți-am atins întrebările tale prin răspunsurile mele. Sigur că da. Mai avem o întrebare a domnului Dinu Ionuț. Da. În țările cu invazie veche, exemplu Italia, unde e prezentă de cel puțin 20 de ani, a provocat probleme grave sau mai degrabă nu e mare diferență? Și întrebarea era în ce alte țări se combate specia asta. Și eu aș vrea acum să completez puțin și să te întreb, poate reușești în cuvinte puține, să explici tuturor celor care ne urmăresc cât de mari pot fi pagubele la care se poate ajunge. Sigur, poate nu pe termen scurt, dar poate pe termen lung. Și de ce e bine să intervenim și de ce nu, dacă întrebarea merge către nu. Cu alte cuvinte, de ce trebuie neapărat să luăm măsură și nu putem lăsa, nu știu, insecta să se plimbe liniștită pe unde vrea ea și să se hrănească și ea cu ce poate? Da. Păi, ceea ce am observat în Italia este faptul că după ce aceasta a fost raportată în anul 2000, ea și-a făcut de cap un an, doi, după care s-a estompat și nu prea a mai produs mari probleme acolo, spre deosebire de noi, care de 5 ani ne confruntăm cu ea. Ei bine, în Italia nu au combătut-o, probabil că ei nici nu au o asemenea suprafață de pădure de stejar așa cum avem noi. De asemenea, nici în Sarai de Baștin, în America de Nord, nu este combătută. Acolo ea este întâlnită în densități extrem de mici, aproape că este insesizabilă. Iar mergând în continuare pe întrebare și ajungând la întrebarea ta, efectele ei ar trebui studiate. Am văzut un studiu undeva în Ucraina, dacă nu mă înșel, sau oricum tot în vecinătatea noastră, unde au studiat efectele speciei asupra fotosintezei și au observat faptul că activitatea fotosintezei a fost afectată până la 80% în luna iulie, iar în august a fost stopată aproape de definitiv. Ceea ce înseamnă că, da, are efect asupra fotosintezei, însă o altă cercetare din Ungaria spune că stejarul produce cea mai mare parte a inelului anual, deci a creșterii anuale, în prima parte a sezonului de vegetație, deci în mai-iunie, iar în iulie deja și-a produs întreaga creștere radială. Având în vedere acest context, deci chiar dacă specia, într-adevăr, în august face în așa fel încât activitatea fotosintezei să fie destul de agravată, dar până atunci stejarii deja se vor fi săturați să crească în densitate, în diametru. Cu atât am putut eu să concluzionez din aceste studii, dar cu toate acestea, părerea mea este că mai multe atacuri ale insectei, deci atacuri repetate în mai mulți ani la rând, ar putea sensibiliza stejarii și ar putea produce medii propice pentru alți bulci sau alte dăunători, ceea ce nu cred că ne dorim. Și drept urmare ar trebui să găsim o metodă de combatere cât mai curând. Eu consider că ar trebui combătută, însă, revenind la întrebarea ta dacă consider că ar trebui combătută, însă este o suprafață foarte mare de pădure, deci 200.000 de hectare afectate de această specie. S-a ridicat la costuri enorme, enorme, undeva la 20.000 de euro costă doar câteva zeci de hectare. Ceea ce ar fi de neimaginat ce costuri ar fi să combatem o întreagă țară pentru această specie. Mai mult decât atât, logistic ar însemna, pentru că această specie se combate cu
cel puțin noi în acel studiu experimental, am combătut-o cu elicopterul. Ce ar însemna să combați în același timp, pentru că are doar o perioadă de o săptămână în care ea este sensibilă, atunci când începe să iasă din stadiul de hibernare, deci în primăvară. Ce ar însemna să combați într-o săptămână toate aceste 200.000 de hectare? Ar fi aproape imposibil. Ceea ce cred eu că ar trebui să facem este să găsim o metodă de control biologic, însă și aceasta ar trebui, așa cum am spus mai devreme, aplicată cu discernământ, pentru că ar putea genera la rândul ei o altă invazie biologică. Mai întâi să o aplicăm izolat, să vedem dacă are efecte și după care să urmărim dacă ea produce la rândul ei efecte asupra, pe lanțul trofic asupra ecosistemului forestier sau rămâne doar la efectele asupra dăunătorului nostru. Mulțumim. Încă de pe la începutul prezentării tale mi-am adus aminte de o realitate, dar poate fi trecută la partea de curiozități istorice. Se întâmpla, cred că deja s-a făcut pe 6 secole, în secolul al XV-lea, în care europenii, în special sub imbold portughez, au ajuns să descopere mai bine alte tărâmuri, cutrerând mările și oceanele lumii. Pentru că și-au construit un program politic-economic în acest sens, s-au gândit evident și la partea de aprovizionare. Drumurile durau mult și la un moment dat puteai rămâne fără apă, fără mâncare. E bine, s-a pus un fel de colonizare, cu ghilimele de rigoare, a mai multor mici insulițe, unde au fost totuși fel și fel de animale. Un caz aparte este într-o mică insuliță pustie, în sensul de fără oameni, în Porto Santo. Acolo s-au dus iepuri. După o vreme scurtă, peste un an, când s-au întors și au dat seama că iepurii aproape că distruse întreaga vegetație de acolo, făcând toată insula să nu mai fie deloc ospitalieră pentru oameni și mai mult decât atât, în lipsa unui protector natural, așa cum se întâmpla în Europa, de unde fusese raduși, iepurii schimbaseră cu totul comportamentul, trăsurile fiziologice și chiar deveniseră stăpâni necontestat a insulei. Deci aproape că putem considera că nu mai erau iepuri. Ei, asta acesta apropo, este un exemplu clar de invazie biologică adevărată. Da. Și sigur, adusă de om. Adică clar se încadrează la ce poveste la început. Da. Și acum doar o întrebare, dar mai degrabă filozofică, într-un fel. În ce măsură crezi că se poate întâmpla ca la un moment dat, sigur, așa cum spuneți, ținând cont de dificultatea logistică a tuturor manevrelor care ar fi necesare, pentru combaterea ei, ținând cont toate informațiile disponibile, în ce măsură crezi că e posibil ca natura însăși să regleze această situație la un moment dat și să creeze, cu ghilimele pe creeze, un prădător? Așa cum spune că, spre exemplu, în zona americană există un dăunător, dar care, normal, introdus la noi, ar da din nou peste cap întregul echilibru de acolo. Mai să știi că natura este mult, mult mai inteligentă decât o credem noi și mai adaptivă și ea deja a dat un răspuns la întrebarea ta prin faptul că eu am văzut în anul trecut în pădurea pe care eu o studiam un prădător nativ de la noi din țară, un crizopter, Crizopa perla se numește specia, care efectiv mânca nimfele sau larvele, cum le mai spunem noi, și ouăle de această specie. Însă era doar unul singur și ele erau milioane. Eu cred că natura se va reechilibra de una singură până să găsim noi, anumite metode, la fel cum a făcut și în Italia, dar ar fi păcat să se destabilizeze în așa fel încât să apară alte boli și alți dăunători, mai ales în contextul secetelor pe care le vedem că sunt din ce în ce mai intense în ultimii ani. Deci da, natura eu cred că se reechilibrează în scurt timp și va găsi un dușman natural pentru această specie, dar cu atât mai mult pădurea va fi din ce în ce mai sensibilă. Chiar dacă va trece peste această boală, rămâne cu o cicatrice acolo. Uh,
Înțeleg. Și o ultimă întrebare, ne-ai spus și la început, dar și pe parcursul prezentării, de faptul că toate aceste, nu știu, toate aceste conexiuni umane rapide și toate aceste călătorii fac ca riscurile ca aceste specii invazive să se mute, să ajungă într-un spațiu sau altul, în cazul nostru în România, să fie din ce în ce mai ridicat. Cu alte cuvinte, în viitorul apropiat, cu siguranță pot să fie multe alte cazuri de genul acesta. Sigur, acum nu avem de unde să știm, poate că da, poate că nu. Cum crezi tu că ar fi posibil să se creeze, nu știu, un cadru de măsuri de protecție pentru a, eu știu, încerca să prevenim toate aceste lucruri care ar putea să fie în viitor? Apropo da, de felul în care avem grijă de pădurile noastre. Problema este că există un astfel de cadru. Autoritatea fitosanitară se ocupă la noi în țară de acest aspect. La nivelul fiecărei ieșiri din țară există o echipă care se ocupă de controlul plantelor care intră, de controlul lemnului, de controlul semințelor, de controlul la orice ar putea fi vector de intrare a unui nou dăunător în țară, însă cu toate acestea ei tot reușesc să se transmită. Cel mai degrabă se transmit, poate, nu știu, uitați, vă dau un simplu exemplu, eu am fost de curând în America Latină și atunci când m-am întors, efectiv, știind ceea ce înseamnă un fenomen de invazie biologică, mi-am controlat foarte, foarte bine bagajele, pentru că, din ce am citit în ultimele cercetări, foarte mulți turiști se întorc din țările exotice cu o specie de gândac, ploșniță de pat, bed bug se numește, care de asemenea produce și a invazii la nivelul societății umane, pentru că aceasta afectează starea de sănătate a oamenilor, din păcate. Ei bine, dacă nu cunoști acest aspect, fără să vrei, poți să aduci, poți să fii chiar tu, să contribui chiar tu la a intensifica această invazie. Chiar dacă țările se ocupă în controlul invaziei prin aceste autorități fitosanitare la nivelul fiecărei țări, se poate să scape foarte, foarte ușor și e de ajuns doar să scape câteva exemplare, să-ți intre în țară și de la nivelul câtorva exemplare să produci o invazie biologică. De asemenea, cel mai bun exemplu pe care îl putem da de la câteva exemplare este invazia produsă în America, deci de data asta din Europa în America, Delimantria dispare. Ei nu aveau acest dăunător pe care noi îl avem la pădurile de stejar, dar o doamnă biolog de acolo a luat această specie din Europa să o studieze. Din păcate a uitat geamul deschis la laboratorul la care lucra atunci când a plecat acasă. Ea era în stadiul de pupă, deci era în stadiul hibernant insecta atunci când o studia ea, până seara a devenit adult, întâmplarea făcea să fie femelă, a depus ouă și de acolo a pornit o întreagă invazie în America de Nord. Deci putem contribui chiar noi, chiar cu bună știință, la o invazie biologică, de aceea este bine să contribuim mai degrabă la conștientizarea populației, cei care știm despre acest subiect, să ajutăm la conștientizarea populației să afle despre punctele fierbinți ale invaziilor biologice. Mulțumim, Flavius. Suntem la finalul conferinței de astăzi. Dacă mai ai un mesaj de transmis celor care ne-au urmărit, te rugăm să faci acest lucru. Mulțumesc mult, Marin, mulțumesc tuturor care ne-ați urmărit. Sper că nu am făcut din acest subiect unul plictisitor. Promit să vin și cu restul cercetărilor cât mai curând, atunci când le vom finaliza. Doamne ajută, poate până atunci avem și o metodă de control asupra speciilor, în principal asupra acestei specii de insect invaziv. Mersi mult, atât
vouă cât și ție, Marin. Mulțumim și noi pentru prezentare, mulțumim și celor care ne-au urmărit sau ne vor urmări în minutele, zilele următoare. Așteptăm întrebările lor și, de ce nu, așteptăm întrebările tuturor celor care ne urmăresc, apropo de percepția lor asupra insectei, asupra efectelor sale și asupra felului în care ar trebui să ne comportăm cu ea, după modelul studiului pe care Flavius ni l-a prezentat. Sunt convins că vor fi opinii extrem de interesante pe care și Flavius le va urmări cu interes. Mulțumim încă o dată tuturor, seară frumoasă și noi ne revedem joia viitoare. Toate cele bune! La revedere!